Aceasta este prima resursă dintr-o serie în care învățăm cum să facem un rezumat. 1. Asamblarea ideilor principale și a celor secundare. Clasa a 6-a. De ce să știm să rezumăm? Un posibil răspuns este acesta. A ști să extragi informațiile importante într-un timp în care suntem bombardați cu fel de fel de informații, utile și inutile, poate fi esențial. Este esențial. Ne amintim. Rezumatul este relatarea unei înșiruiri de întâmplări într-o formă concisă. Pentru un rezumat corect, ținem cont de aspectele următoare. Opriți resursa video cât timp elevii notează sau cât timp citiți. Cum vom proceda? Manieră de lucru. După citirea textului, fiecare elev va lucra individual, resursa va fi oprită, având ocazia să se verifice prin repornirea ei. Citim, ascultăm cu atenție. Exploratorii de pe calea moșilor de Adina Popescu. Fragment. Printr-a șasea, citisem pentru a doua oară Cireșarii și visam numai la expediții și exploratori. Tare aș fi vrut să plec, să explorez și să fac descoperiri, dar nu știam unde și cum. De fapt, nu puteam pleca niciunde, că trebuia să merg la școală, iar drumurile mele erau mereu scurte și mereu aceleași. Mi-am dat seama că niciun explorator care se respectă nu cercetează de unul singur. Fiecare are câte o echipă care îi ascultă ordinele fără să comenteze, îl urmează chiar și în centrul pământului și îl admiră în permanență pentru inteligența și curajul de care dă dovadă. Nu vreți să facem o echipă? Le-am întrebat în șoaptă pe vulpe Nicoleta, Crăciun Ana Maria, Duță Corina și Căpățână Liliana, adică pe fetele în care aveam cea mai mare încredere. Le convocasem la sfârșitul orelor în laboratorul de chimie de lângă clasa noastră, care era mereu gol și părea locul potrivit pentru întruniri secrete. Procedăm după cum am anunțat. Lucru independent pentru fiecare elev, urmat de verificare. Am împărțit textul în câteva fragmente mai mici. Citiți cu atenție, scrieți ideea principală și câteva idei secundare. Verificare. Idee principală. Fata își dorește mult să plece în expediții. Idei secundare. A fost inspirată de lectura romanului Cireșarii. Afirmă că nu știa o destinație a expediției sale și nici mijloacele de a pleca. În același timp, este conștientă că nu putea pleca pentru că nu putea renunța la școală. Îi se pare că mergea pe aceleași drumuri scurte. Lucru independent pentru fragmentul următor. Verificare. Idee principală. A realizat că singură nu poate explora. Idei secundare. Fiecare explorator are o echipă. Membrii echipei se supun ordinelor și își respectă liderul. Lucru independent. Verificare. Idee principală. Le întreabă pe prietenele ei dacă vor să facă o echipă. Idei secundare. Fata vorbește în șoaptă. Prietenele ei se numesc Vulpe Nicoleta. Completați cu numele prietenelor ei. Lucru independent. Verificare. Idee principală. S-au întâlnit după ore în laboratorul de chimie. Idei secundare. Spațiul acela era gol. Laboratorul părea adecvat pentru întâlniri secrete. Înainte de a face rezumatul, recitim ideile, le păstrăm pe cele principale, dintre cele secundare renunțăm la cele care nu sunt importante pentru mesajul textului, folosim conectori pentru a uni secvențele.
Rezumatul fragmentului dat. Inspirată de romanul Cireșari, o fată își dorește mult să plece în expediții. Însă a realizat că singură nu poate explora. Astfel că le întreabă pe prietenele ei dacă vor să facă o echipă. Întâlnirea lor are loc într-o zi după ore, în laboratorul de chimie care era mereu gol și părea adecvat pentru întâlniri secrete. Comparați cu ceea ce ați realizat pe maculatoare. Sper că v-a fost de folos. Vă mulțumesc!